Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a sfințit ieri biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a filiei Valea Boțului din parohia Filipeni, județul Bacău. Tot ieri, ierarhul a sfințit și o clopotniță. Biserica filiei Valea Boțului, sfințită ieri de înalt preasfințitul părinte Ioachim, este ocrotită de Sfinții Împărați Constantin și Elena. De asemenea, ierarhul a sfințit clopotnița nou construită, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Înalt preasfinția sa a subliniat în cuvântul de învățătură faptul că prin invocarea Duhului Sfânt, biserica devine un loc consacrat lui Dumnezeu. Cu darul lui Dumnezeu am terminat slujba de târnosire, de sfințire și de chemarea Duhului Sfânt peste locașul acesta ca el să devină într-adevăr o poartă a cerului și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Am dat binecuvântare astăzi ca toată suflarea care a participat la această festivitate bisericească să intre în biserică și să se închine în Sfântul Altar pentru faptul că este un ritual pe care trebuie să-l urmăriți și ca gestică. Pentru faptul că frățiile voastre ați văzut mai întâi, noi am înconjurat biserica în afară, în afara zidurilor, ceea ce însemnează că am demarcat un loc care l-am consacrat lui Dumnezeu. Pe acest loc s-a ridicat din zid această biserică, care, bineînțeles, ea este o casă ca oricare și care are o arhitectură frumoasă și așa mai departe. Dar nu aceea este biserica. Biserica mai întâi are două aspecte, biserica de zid, care o construim, unde ne întâlnim pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a ne împărtăși de tainele Lui. Și în al doilea rând este biserica aceasta de zid, care devine într-adevăr un loc consacrat lui Dumnezeu după ce este sfințită. Felicităm pe cei care au contribuit și au ridicat în această biserică, pe Părintele Paroh. Mare sărbătoare peste parohia noastră pentru faptul că încheiem ciclul lucrărilor pe care le-am început acum 8 ani de zile și la care întreaga comunitate a participat cu mic, cu mare. Finalizăm un proiect de suflet, practic, pentru care am muncit cu zi, cu noapte fiecare dintre noi. Bucuria noastră este dublată, aș putea să spun, pentru faptul că înalt preasfințitul arhiepiscop Ioachim a venit în mijlocul nostru, binecuvântând prin mâinile sale lucrarea de suflet pe care noi am zidit-o și pentru care mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, ctitorilor și tuturor donatorilor. Lăcașul de cult a fost zidit prin contribuția autorităților și a comunității parohiale. În semn de apreciere și recunoaștere a eforturilor, înalt preasfințitul părinte Ioachim i-a oferit părintelui paroh rangul de iconom stavrofor și a acordat distincții de vrednicie celor care au contribuit la realizarea lucrărilor.